Profesorul este fabricant de oameni. Petre Țuțea. Ce ne dorim cu toții? Copii care să meargă cu bucurie la școală. Copii care să iubească să citească și să le placă orele de limba română. Să nu li se pară o corvoadă rezumatul unei cărți. Să vadă lectura ca pe o călătorie. Cum e la școală? Foarte frumos. Pentru că avem o profesoară care explică foarte bine și are un mod anume în care explică. Îmi place când facem proiecte bazate pe lectura noastră. E greu să faci rezumatul unei cărți? Nu, e chiar ușor și e și distractiv. După ce că facem și desene în echipă, asta este distractiv. Îmi place foarte mult. Și aceasta este cartea. Învățarea experiențială înseamnă că învățăm din propria experiență, în propria experiență, cu experiență în jur. Înseamnă că învățăm unii de la alții și înseamnă că eu, ca învățător, nu sunt doar transmițător de informații, adică nu vin în fața copiilor și le spun ce știu eu. Prima dată le dau lor să observe și să tragă ei propriile concluzii. Se numește, cu alte cuvinte, că îi învăț să gândească. De învățat, înveți multe și de la toți, dar profesor nu e decât cel care te învață să înveți. Constantin Noica. Doamna ne mai dă să căutăm anumite mâncăruri și din ce țară vin, sau animale. Cum a fost și Paddington, de unde a venit. Mi-a dat globul jos și am căutat. Paddington vine din întunecatul Peru și a trebuit să-l identificăm pe hartă. Și am aflat astfel pe ce continent este țara și care este capitala. Avem o carte pe lună. Luna aceasta avem cartea unor pe nume Paddington de Michael Bond. Când povestim ceva, întâi recitim ceea ce trebuie să povestim. Trebuie să desenăm ce este acțiunea respectivă din capitolul acela. Îmi place că facem exerciții și când doamna ne face să înțelegem mai bine. Am lucrat corect? Nu. Unde ai greșit? 0 minus 2 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 2 egal cu 8 și cu 0, 8. Ne dorim o educație altfel, în pas cu vremurile. Nu mai este așa cum eram noi. Această generație s-a născut deja cu informația, s-a născut cu tehnologia. Au nevoie să învățăm, să stea unii cu alții. Au nevoie să simtă bucurie și plăcere din ceea ce fac, să vină cu plăcere și să creeze relații. Aceea este zona cu întrebări. Cel mai mult îmi place română, pentru că acolo scriem foarte mult și îmi place mult să scriu. Scrii frumos? Da! Dictările și le corectează singuri între ei. Poți să iei foarte, note foarte mari dacă scrii frumos. Școala cea bună e aceea în care și școlarul învață pe profesor. Nicolae Iorga. Am învățat foarte multe de la copii, să știți. Ei au o putere incredibilă de a ierta, de a trece peste, de a se readapta și de a se reinventa. Am învățat să fiu mai bună, să vreau mai mult de la mine, să fiu mai pregătită și să fiu mai atentă la nevoile celor din jurul meu. Îmi place foarte mult că învățăm la școală prin joacă. 10 pentru că la școală este foarte frumos. 10. 11. 11!